Situație critică la ACS Poli Timișoara cu mai puțin de două săptămâni rămase până la startul ligii a doua de fotbal. Consiliul Județean Timiș, proprietarul arenei pe care joacă Violeții, nu mai acceptă ca echipa retrogradată din Liga 1 să ocupe vestiarele stadionului la antrenamentele obișnuite, fiind acuzați că le folosesc fără bază legală. De asemenea, ACS Poli are și probleme financiare grave. Clubul datorează foștilor jucători 275.000 de euro, sumă care trebuie achitată urgent pentru a nu suferi depunctări în noul sezon al ligii a doua. Banii necesari nu sunt, iar reprezentanții clubului fac apel la primărie și Consiliul Județean, dar și la oamenii de afaceri. În prezent, clubul are fonduri doar pentru cheltuieli, salarii curente și rata la ANAF. Deocamdată au litigii câștigate cu clubul Alexandru Ciucur, Alexandru Țigănașu, Gabriel Vașvari și Cristian Scutaru.